Lăudați să fie Domnul! Vulturii se adună din nou împreună. Ce timp minunat să știm când ne adunăm împreună împrejurul lumii, că ne hrănim cu aceeași mană ascunsă, cu aceeași mâncare. Haideți să intrăm, este o dimineață foarte fericită, este mai 9, 2020. Vulturii se adună din nou împreună. Aceasta este de la fratele Iosif Braham. Salutări miresei sale. Nu ne ardeau inimile noi în timp ce El ne vorbea de-a lungul drumului. Dumnezeu atotputernic dezvăluit înaintea miresei sale, să credem că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât El nici măcar nu și-a schimbat natura vreodată. Dumnezeul în morfe a venit și a trăit în trup uman și s-a descoperit pe sine așa cum a făgăduit în cuvântul Său că va face. Dumnezeu s-a arătat, s-a manifestat și a venit în văzut tuturor. Acum noi am pătruns prin acele văluri și în prezența lui Dumnezeu, în stâlpul de foc, și am ieșit cu binecuvântările unde vedem făgăduința manifestată acestei ore dovedite înaintea noastră. În fiecare mesaj pe care l-am auzit, El ne-a spus că El nu a dezvăluit aceasta niciodată unui grup de oameni, unei biserici sau unui pastor. El v-a dezvăluit vouă ca individ. Căci noi am trecut din spatele vălului tradițional în prezența Sa. Așa cum Moise era cuvântul viu pentru oameni, El a venit din nou în zilele noastre și a devenit cuvântul viu prin al șaptelea înger, mesager al Său. Atunci ne-a spus nouă, celor care credem tot cuvântul și făgăduința din această zi. El și-a revărsat Duhul asupra noastră și acum suntem acoperiți cu văl față de lume și am devenit același lucru. Epistole scrise, citite de toți oamenii, plinătatea lui Dumnezeu, dumnezeirea trupească în întreaga Sa biserică, manifestându-se și împlinind cuvântul Său. Noi am devenit mireasa Sa, cuvânt restabilită complet, care trăiește în trup. Frate Abraham a spus, ei fac un Dumnezeu din tine, frate Abraham. Păi, el era un critic, așa că m-am gândit că o să scurtez doar un pic, nu ca să rănesc, știți, ci doar cumva am spus, este aceea prea departe de Scriptură ca să fie așa? Vedeți? Am spus, nu este. Am spus pentru că Iisus i-a numit pe profeți Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Și ei spun, păi, voi oamenii încercați să luați locul lui Dumnezeu. Nu este prea departe. Exact asta este. Exact. Dumnezeu s-a manifestat în trup, în tocmai cum a făgăduit El. Deci ce s-a întâmplat în zilele noastre? Frate Abraham continuă. Îl vedem pe El, dumnezeirea învăluită din nou în trup uman. Evrei 1 a spus asta. Și de asemenea, Geneza 18. Amintiți-vă, Dumnezeu era un om. A stat acolo, mânca și stătea de vorbă cu Abraham și a spus ce făcea Sara în cortul din spatele lui. Și Iisus a spus, cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi la venirea Fiului Omului. Dumnezeirea învăluită din nou în trup uman. Acum amintiți-vă, Iisus nu a spus când Fiul lui Dumnezeu este descoperit. În Luca 17 capitol, cred, și pe al 20-lea, al 21-lea verset, pe undeva pe acolo El a spus, și când Fiul Omului se va descoperi, Fiul Omului înapoi în biserică din nou, descoperit în ființe umane. Nu Fiul lui Dumnezeu, ci Fiul Omului din nou, înapoi în biserica Lui din nou, în zile de pe urmă, aflăm că El a făgăduit acea în făgăduințele Lui Dumnezeu. Fratele Iosif continuă acum și spune, noi am umblat în slava și China și ne-am bucurat de pâinile pentru punerea înainte, mana ascunsă care este dată doar unui popor separat, singurii cărora le este permis să o mănânce, mireasa Sa. Amin. Îmi cer scuze, am adăugat asta. Cine ne-ar putea spune că aceste făgăduințe sunt pentru noi și că ar trebui să ne fondăm destinația noastră veșnică pe baza acesteia? Nimeni altul decât vocea lui Dumnezeu însuși, vorbind direct cu mireasa Sa.
care este Dumnezeu însuși vorbind de la gură la ureche miresei sale, așa cum a făcut cu profetul său. El ne-a spus că trebuie să credem fiecare cuvânt, de aceea vrăjmașul încearcă atât de mult să vă facă să tăgăduiți doar un singur cuvânt. El încearcă să vă spună, aveți nevoie de cineva care să vă spună ce este și ce nu este cuvântul uns. Lăsați-mă să o spun din nou. Aveți nevoie de cineva care să vă spună ce este și ce nu este cuvântul uns. Dar mesagerul lui Dumnezeu adevărat a zdrobit acea învățătură falsă. Frate Abraham a spus în acest citat, și când adevărata sămânță via lui Avram va răsare, același Duh care a fost în Iisus Hristos va trăi printre ei. Fiecare cuvânt va fi subliniat cu un amin. Ei îl cred. Nu, aceasta este inspirat și acela nu este inspirat. Ei cred întregul lucru pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Iosif spune, de asemenea, vrășmașul încearcă să argumenteze oamenilor din ziua de azi, să spună, acest mesaj nu este absolutul tău, Biblia este absolutul. Acel duh rău nu are nicio descoperire. Căci Dumnezeu a vorbit încă o dată prin mesagerul său și l-a distrus pe acel diavol. Profetul, cuvântul, mesajul a fost același. Mesajul și mesagerul sunt același lucru. De asemenea, el are o altă tactică pe care încearcă să o folosească cu Eva lui modernă. Există alți oameni care îți vor dezvălui mai multe decât doar ce a spus profetul său, întrucât în acest mesaj nu sunt cuvintele infailibilității. Să auzim ce a avut de spus cel de-al șaptelea înger mesager al lui Dumnezeu despre aceste lucruri. Fratele Abraham a spus în acest citat, dar eu tăgăduiesc pe dovada infailibilă a cuvântului care exista mai mult decât un mesager profet major care va descoperi tainele așa cum sunt conținute în cuvânt și care are slujba să întoarcă inimile copiilor către părinți. Așa vorbește Domnul. Stă pe cuvântul său infailibil și va rezista și va fi adeverit. Există un mesager profet pentru această epocă. Pe baza doar a experienței umane, oricine știe că unde sunt mulți oameni acolo și părerea este împărțită asupra punctelor mai mărute dintr-o doctrină majoră pe care ei toți o țin împreună. Cine atunci va avea puterea infailibilității care va fi restabilită în această ultimă epocă? Pentru că această ultimă epocă urmează să se întoarcă înapoi să manifesteze mireasa cuvânt pură. Asta înseamnă că noi vom avea cuvântul desăvârșit încă o dată, așa cum a fost dat și înțeles perfect în zilele lui Pavel. Eu vă voi spune cine îl va avea. Acesta va fi un profet, la fel de temeinic adeverit sau chiar și mai temeinic adeverit decât a fost oricare alt profet din toate epocile de la Enoch până în ziua de azi. Deoarece acest om, în mod necesar, va avea slujba profetică de căpătâi și Dumnezeu îl va arăta pe el înainte. El nu va trebui să vorbească pentru el însuși. Dumnezeu va vorbi pentru el prin glasul semnului. Amin. Cartea Epocii Bisericii Laodicea. Fratele Iosif continuă, prin descoperirea spirituală, mireasa sa crede că acest mesaj este dat de săvârșit și este înțeles perfect. Este vocea semnului vorbit de către acel care are cuvântul infailibilității. Sunt singurele cuvinte care pot aduce mireasa sa împreună și să o desăvârșească. Haideți să ne unim împreună, duminică dimineața, la 10 dimineața, oră Jeffersonville. Indiana, timpul să-l ascultăm pe cel de-al șaptelea înger mesager al nostru adevărat, singurul tărmăcitor al lui Dumnezeu,
pentru cuvântul Său, singurul cu puterea infalibilității care are slujba, care întoarce inimile copiilor către părinți și ascultă mesajul absolutul. 6.2 liniuță 1230M. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi, fratele Iosif Brown. Și merge mai înainte să spună că va fi în arhive unde vor fi în franceză, spaniolă, portugheză și română. Predicile vor fi traduse sau sunt deja gata pentru a fi gata de ascultat mâine. Și de altfel vreau să vă amintesc vouă că în link-urile de mai jos veți găsi să vă înscrieți pe grupul de WhatsApp pentru notificări și așa veți ști ce fratele se va anunța și citatele zilei și așa mai departe pe WhatsApp. Este foarte încurajator. Și eu vă încurajez pe voi să vă înregistrați oriunde ați fi în prejurul lumii și nu contează despre orice altceva. Noi vrem să auzim ce vrea Dumnezeu să auzim la acest timp. Și aceasta este o încurajare să știm ce Dumnezeu face. Și dacă noi am fi în timpul lui Ilie, dacă am fi în ziua lui Moise, și dacă tu ai fi în altă parte a lumii și ai fi vrut să auzi ce Moise ar spune, și din acel moment al timpului tu poți mâine și poți azi, pentru că sunt anunțuri care vin afară în fiecare zi pe WhatsApp și este posibil ca să auzi ce Dumnezeu zice azi. Și este pentru noi. Nu este un mesaj vechi, este mana proaspătă și mana ascunsă, doar pentru mireasă. Dacă ești parte din mireasă și Domnul îți atrage inima, te încurajezi pe tine să-ți întorci viața către El. Și să-L asculți pe El. Acela este Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit o cale pentru tine, un individual, să auzi cuvântul Lui și să asculți, ca să fii în prezența Lui. Dumnezeu se manifestă în tine. Deci, Sierra Vista Fellowship are multe alte limbi care transmit pentru Tabernacle Brown și care sunt câțiva frați și surori, mai mulți frați și surori care lucrează foarte greu și sârguincios. Sunt frați care fac traduceri pentru Tabernacle Brown de asemenea. Rugați-vă pentru ei. Câțiva dintre ei au probleme cu dureri de ochi, dureri de cap, ceva probleme de respirație sau orice. Doar rugați-vă pentru ei ca Domnul să-i vindece și vrem să-i încurajăm oferindu-le tot ce ei au nevoie. Mulți din acești oameni lucrează sârguincios zi și noapte ca să fie siguri că voi ascultați în limba voastră ceea ce Dumnezeu ne-a trimis azi și ce dorește El ca să auzim azi. De asemenea, aduceți-vă aminte de fratele Iosif în rugăciune voastre la 6, 9, 12, 3 și 6 după amiaza, în fiecare zi, oriunde sunteți. Rugați-vă de asemenea și pentru ceilalți lucrători în Evanghelie care încearcă să obțină acest cuvânt în cea mai pură formă pentru a-l folosi aici, ca să-l auzim la 10 dimineața, ora Jeffersonville, 10 mai 2020. Dumnezeu să vă binecuvânteze și ne vom vedea din nou.